Bine te-am regăsit la o nouă incursiune în tainele evoluționismului. În cadrul lecției, te vei informa cu privire la factorii evoluției, așa cum au fost ei propuși de către Charles Darwin, în lucrarea sa Originea speciilor. Factorii evoluției sunt ereditatea, variabilitatea, suprapopulația, lupta pentru existență și selecția naturală. Natura produce mai multe organisme și mai multe variații decât poate suporta spațiul planetei și resursele de hrană. Termenul de luptă pentru existență nu cuprinde doar viața individului, ci și reușita de a lăsa urmași. Descendenții din mulțimea mare de indivizi vor avea o șansă mai bună la supraviețuire dacă variațiile apărute sunt folositoare în relațiile lor cu alte specii sau cu mediul de viață. Pentru că se nasc mai mulți indivizi decât pot supraviețui, se produce lupta pentru existență, care se poate desfășura între indivizii aceleiași specii, cum ar fi în cazul concurenței pentru hrană, între indivizii din specii diferite, cum ar fi în cazul concurenței pentru spațiu, sau cu condițiile de mediu. Orice variație neînsemnată, dacă este folositoare, este păstrată în populație, fenomen ce poartă denumirea de selecție naturală. Variabilitatea spontană reprezintă sursa evoluției. Lupta pentru existență este consecința suprapopulației și a presiunii mediului. Selecția naturală menține și favorizează variația cea mai aptă care poate deveni specie nouă. Evoluția este procesul permanent de adaptare la mediu.